Salutare, prieteni, în videoclipul de azi o să vă prezint top 5 cele mai noi moduri pe Minecraft Bedrock, adică Minecraft versiunea de Windows, pe console, telefoane și chiar pe celularul lui tataie. Așa că dacă mai vreți videoclipuri cu moduri, nu uitați să dați un like și un subscribe. Hai să trecem la videoclip! Primul addon se numește Expansive Biomes și, după cum puteți vedea, copacii sunt mult mai înalți și pe jos avem floricele. Wow, cât de tare! Acest mod are mai multe tipuri de copaci, să zic așa, dar uitați-vă și voi cum arată totul complet diferit și acum ia uitați. Acești copaci nu cred că sunt în mod normal în Minecraft, dar uitați-vă și voi ce culoare au. Foarte interesant. Hai să vedem, văd că au și ceva pe ei, niște ciuperci. Iauzi, ciuperci. Da, cred că așa le zic. Și după cum puteți vedea, mai sunt și alte tipuri de copaci în această pădure. Este o pădure mixtă. Sunt adăugați și copaci mov, care movul este culoarea mea preferată. Nu știu dacă majoritatea știați acest lucru, dar uitați-vă și voi cum arată. Este destul de interesant. Voi ce părere aveți despre acest addon? Lăsați în comentarii și hai să trecem la următorul mod. Al doilea addon se numește Nikos More Dungeon și, după cum puteți vedea, am mai multe unelte aici în mână. Unul dă cu foc, unul dă mai tare și o chestie roșie și, mai pe scurt, avem structuri noi. Tot felul de structuri în care se pot găsi boși. Aici am găsit un fel de fântână, n-am știut ce e, dar am săpat și am picat în gol. Aici știam că se află boss-ul, dar nu știam exact care este, deci până la urmă cred că sunt acești șobolani. Mamă, dar ce dau ăștia toți în mine pe aici. Ok, du-te și tu de aici. După cum puteți vedea, când dai cu acea chestie, cu acea armă, ia foc. A luat mai devreme foc și este un mod destul de tare. Am stat și am căutat și n-am mai găsit nimic, deci probabil boss-ul erau șoricii aceia. Și hai să trecem la următorul addon. Al treilea mod se numește Emerald Plus. Cineva s-a gândit să facă folositoare emeraldele, iar acum poți face armură și tot felul de unelte, exact cum faci cu diamantele, iron-ul și toate celelalte minereuri. Hai să vedem aici cum se poate face, exact ca celelalte chestii. Puteți... Aha, ba nu, sunt un pic diferit. Ia, chiar nu merge, mă, decât așa cum scrie aici. Ah, hai că merge, e bine. Deci se poate crafta exact cum craftezi cu diamant sau orice alt minereu și cui îi place culoarea verde este o chestie foarte tare. Hai să trecem la modul următor. Acest mod se numește Medieval Furniture și ai o sumedenie de decorațiuni pe stil vechi. De aici avem tot felul de scaune, un mailbox care este o cutie poștală, ceva de genul ăsta se traduce, cred. Televizoare, foarte multe stiluri de televizoare, tipuri. Aici, ăsta nu știu ce ar fi. Ia să vedem pe aici ce mai avem în afară de scaune și televizoare. Iar acum să vedem cum arată această cutie poștală. Foarte interesant, acest televizor. Aici avem un foculeț, o masă, încă o masă, pat, cred că pat de bebeluș, așa ar semăna. Ăsta ar fi ghiveci pentru flori, ceva, un suport și aici o canapea. Desigur, sunt foarte multe, nu pot să vi le arăt pe toate pentru că ar dura foarte mult. Nu uitați că addon-ul îl aveți în descriere. Avem aici și foarte multe cutii, ia uitați, mese, tipuri de mese, hai să pun și ceasul ăsta aici. Chiar și tică e. Cât de interesant. Hai să trecem la addon-ul următor. Iar ultimul addon îți permite să reînvii o mumie la viață. Avem două mumii. O mumie simplă, uitați-o aici, și o mumie boss, care este mult mai mare. Ia uitați. Și o să mă echipez și o să mă dau pe survival să vedeți ce se întâmplă când atac boss-ul. Deci pot spune că m-am echipat și hai înspre mumie. Ia vino încoace. Ia uite. Mamă. Trebuie să se enerveze, că ia uitați, ia uitați, aolo.
Și tot chestia o să iasă în continuu din pământ. Ia uitați, mamă. Este un pic cam enervant. Trebuia să iasă doar o singură dată. Ajutor. Și o să se facă un milion de mumii. Ok. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like dacă nu ați dat până acum. Și ciao, fraților!